totul pornește de la lucruri foarte simple, nu știu, a dona sânge, de exemplu, asta se mobilizează, a planta pomi. Fiecare român să spună, măi, eu la un moment dat aș vrea să lucrez la stat. Nu știu cât, 6 luni, 1 an, hai să vedem, să încercăm, să facem treaba asta. Dar, spre surprinderea mea, este mai mult de atât, poate să fie chiar și o împlinire. Deci felul în care lucrăm noi cu echipa și felul în care eu le explic că eu nu sunt deasupra lor, deși eu este numele meu pe ușa biroului, ci eu sunt un fel de tavă așa, care îi ține pe ei și îi sprijină și îi potențează. Asta a fost primul pas spre succes. Când crezi în ceea ce faci, când ești pasionat, vin și banii. Dar eu nu cred că ăsta ar trebui să fie scopul. Eu cred că intrăm într-o nouă eră, îmi place să cred, în care avem nevoie de valori, avem nevoie de pasiune, de un alt mod de a face lucrurile. Și cred că ăsta chiar aduce bani.